Un tânăr de 22 de ani din Crasna a sesizat poliția vineri 22 aprilie la ora 13 și 10 minute despre faptul că a fost victima unui accident rutier produs pe DN1H între localitățile Hereclean și Vârșolț, iar conducătorul autoturismului a părăsit locul faptei. Potrivit unui comunicat de presă remis de reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Sălaș, în urma verificărilor efectuate de polițiști, s-a stabilit că șoferul, un sălăuan de 29 de ani, în timp ce conducea autoturismul pe direcția Hereclean-Vârșolț, la efectuarea unei manevre de depășire a acroșat motocicleta condusă de tânărul din Crasna, după care a părăsit locul faptei fără înconvințarea poliției. Echipa complexă, formată din polițiști ai serviciului rutier, împreună cu polițiști din cadrul Serviciului de Ordine Publică, l-au identificat în scurt timp pe șoferul care a provocat accidentul pe rasa municipiului Zalău. Evenimentul s-a soldat cu rănirea ușoară a motociclistului și a pasagerei acesteia, o adolescentă de 17 ani din Crasna. Victimele au fost transportate la spital pentru îngrijiri medicale și investigații. În cauză, oamenii legii au întocmit dosar penal și continuă cercetările sub aspectul comiterii infracțiunilor de vătămare corporală din culpă și părăsirea locului accidentului fără înconvințarea poliției.